Discutăm cu deputatul PSD, Sebastian Ghiță, începe în direct. Oligarhii din Estul Europei sunt un pericol la adresa democrației, încetinesc dezvoltarea unei țări. Sunteți de acord cu evaluarea asta? Da, cred că da. Aparține departamentului, credeți că da, de ce nu da hotărât? Am spus da hotărât, n-am toate datele pe care le are departamentul de stat, dar am umblat în multe țări din Estul Europei. Și? În Serbia, în Ungaria, în Bulgaria, și cu afaceri și cu conexiuni politice. Și într-adevăr, o excrescență politică, financiară, mediatică în societate, neutilizată corect de către proprietar, poate duce la încetinirea societății. Depinde și de puterea oligarhului. Sau... Cum arată un oligarh? Cum l-ați defini? Mă rog, i s-a făcut deja un portret. Faceți-l dumneavoastră. Foarte probabil, ca să te încadrezi acolo, trebuie să deții o putere financiară foarte mare, disproporționată în raport cu chiar cu bugetele instituțiilor sau cu ceea ce se întâmplă pe piața pe care operezi. Foarte clar e vorba despre legături politice, foarte clar este vorba despre legături cu politicieni la vârf, foarte clar este vorba despre afaceri importante. Nu tot timpul oligarhii sau mogulii au interese în discordanță cu societatea. Adică există și oligarhi și moguli buni și există și oligarhi și moguli răi. Și dumneavoastră unde v-ați încadra? Sunteți oligarh în primul rând? Eu mă cunosc mult mai bine decât... Potrivit propriei dumneavoastră descrieri. Mă cunosc mult mai bine decât par să existe descrieri, mai ales la dumneavoastră, la Hot News. De asta v-am întrebat pe dumneavoastră. Sunteți oligarh? Vă considerați oligarh? Că după aia vă spune ce vă consider. Astăzi nicio grijă. Astăzi nu cred că dețin o atât de mare putere financiară sau mediatică și o atât de mare influență politică încât să mă încadrez exact la tipul acesta de personaj din societate. Am remarcat nuanța asta. Astăzi nu dețin încă atâta putere, dar vă doriți mai multă? Chiar nu, din contră. Consider că la o vârstă cum o am eu, adică la 35 de ani, prea multă putere și prea multă influență riscă să fie folosită prost. De aia trebuie multă minte, experiență, informații, cunoștințe, relații ca să poți să înveți jocul din societate. Și pe măsură ce înveți, te poți implica mai mult. Nu întotdeauna banii și puterea mediatică sunt cheia și soluția spre o implicare mai mare în societate. Potrivit definiției date de un oficial american, oligarhul ar fi cam așa. Credem că este important ca țările din această regiune, inclusiv România, Bulgaria, alte state din această parte a Europei, să fie capabile să reziste oligarhilor, companiilor sau persoanelor bogate care pot folosi absența unor instituții puternice pentru a cumpăra infrastructura vitală sau instituții media sau politicieni pe care pot folosi pentru a influența, pentru a câștiga controlul asupra instituțiilor sau chiar asupra statului. Cred că, în primul rând, se referea la Ucraina. Așa? Păi nu, că se referea inclusiv România și Bulgaria. Adică ne băga explicit la pachet în regiunea asta. Este o referire explicită la România. Tocmai pentru că în România și Bulgaria fiind niște țări mai mici și... Dar cine e oligarhul din România la care s-au referit la americani? Sau oligarhii din România? Cine e? Cu nume și prenume? Așa abstract, mulți oligarhi, mogulii, personaje de tipul ăsta nu mai avem. Dar cât sunt? Știți bine că Dinu Patriciu e bolnav și a ieșit din media, cuvântul s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Domnul Sârbu, care a deținut o putere media uriașă, direct sau indirect prin partenerii săi, prin ruperea de grupul CMI, a scăzut în putere și în influență. Eu am crescut, dar puțin. Cred că cel mai mare influențator media, poate și financiar, nu cunosc foarte bine, este domnul Voiculescu astăzi.
Deci nu e nimic sigur cu oligarhii ăștia în România. Cine o fi, de fapt, no, oligarhul vizat de american? Poate că îi vizează pe toți. Poate că americanii încearcă să spună că societatea trebuie să fie echilibrată. Și poate că au dreptate. Asta, în schimb, nu îl face pe oligarh să-și niveleze, să-și reducă singur puterile, decât dacă are minte. Cred că nu e un pericol atât de mare. Cred că la noi instituțiile totuși s-au întărit, sunt destul de puternice. Nu văd niciun oligarh astăzi în România capabil să influențeze, să exceadă instituțiilor statului. Păi vă spun eu. Unul e Dan Voiculescu, a stat la baza, a teoretizat acțiunile împotriva instituțiilor statului în 2012, a ieșit cu un timing de 60 de zile, a susținut mediatic puternic această campanie, etc. Are o putere financiară, legături cu politicieni. Cred că dacă l-ați întreba, v-ar spune că a făcut-o contra unui singur om, contra lui Traian Băsescu. Și a teoretizat el un fel de regim. Văd că a tras destul de bine și dumneavoastră aici. Și potrivit propriei descrieri, pe care singur ați făcut-o, nu, dar și potrivit descrierii făcute de american. Sunteți politician, sunteți deputat PSD, investiți în presă, continuați să o faceți și să dețineți controlul asupra presei. Credeți, o să vă spun mai jos. Credeți că n-ar trebui investit în presă? Ba da. Ba da. Okay. Dar nu de politicien direct și nu folosindu-se de puterea politică și nu jucând politic. Cred că un pic diferit trebuie investit în presă. Doriți să controlați statul sau instituțiile lui? Aici vă contrazic. Sunteți membru în Comisia SRI și controlați o instituție a statului numită SRI. Deci atunci iată această dorință de a controla statul. Atunci înseamnă că nu le controlez pe toate. Instituția numită SRI trebuie controlată și trebuie controlată de oameni care pot exercita control. Adică controlați dumneavoastră SRI sau SRI pe dumneavoastră? Sunt unul din cei 9 membri din comisie, dar am puterea în fața celor de la SRI să spun, aici nu cred că faceți un lucru bun. Când a spus asta? Dați-mi un exemplu. Când a spus aici, nu cred că faceți un lucru bun. Cred că ar trebui să luați interviul meu din evenimentul zilei, ultima oară, în care am spus că nici o instituție nu trebuie să se creadă partid politic. Mm-hmm. Am văzut. Și nu își poate asuma. Era așa un avertisment înainte de alegeri dat serviciilor, DNA-ului, în altei curzi, era o listă era întreagă de instituții. Nu era niciun avertisment, e o credință. Ce credință? Democrația este pe partide. Dar de ce nu v-a venit așa să arătați cu degetul către SRI? Adică ce bază factuală avea? Nu am arătat ce către SRI, am arătat către toate instituțiile. Dar ce se întâmplase? Absolut nimic. Păi a și atunci pur și ce v-a venit? A fost pur și simplu am stat mai mult acasă, am avut pneumonie, am stat o săptămână acasă. Și pentru că vorbisem cu cei de la evenimentul să dau un interviu. Avea și febră probabil când ați... Nu, cu toate că unii au interpretat lucrurile așa, dar... Mă uitam pe sondaje și vedeam PSD X%, PNL Y, SRI Z, DNA T și am nu văzut... Nu înțeleg ce ziceți acum. Băi, n-am vorbit cifrat, așa. N-am priceput cum în sondaje putem să măsurăm partide politice și instituții. Mi s-a părut puțin curios și mi-am exprimat îngrijorarea că putem trăi o competiție între partide politice și instituții. Da. Revenind la oligarh, mai am vreo două întrebări pe tema asta. Dacă vi s-ar spune oligarhul softurilor sau ase softurilor, ar fi corect? Nu, pentru că am ieșit deja din această industrie destul de mult. N-ați ieșit, o să vă explic mai jos de ce. Cred că n-ați ieșit și că o continuare jucați prin interpuși, dar facem o analiză. Despre asta vreau să discutăm împreună, nu să comunic unilateral. De acord, este industria la cărei dezvoltare am participat încă de când am ieșit din liceu. Și mai participați? Categoric, am experiență destul de mare. Deci oligarhul softurilor. Nu sună rău. Da, ar putea să mă placeze, așa cum a spus președintele, în zona oligarhilor mai tineri. De altfel, a încercat să fie drăguț cu mine. Dar nu oligarhul soft, atenție, oligarhul softurilor, că nu sunteți soft deloc, sunteți foarte hard și foarte periculos. Dacă vreți să-mi spuneți așa, dar nu v-aș întări convingerea, pentru că nu împar mie atât de periculos și încerc să nu fac lucruri periculoase în societate.
În piață sunt destui care se plâng că nu mai au loc de firmele controlate de dumneavoastră. V-am spus că vă explicăm mai jos și cazul România TV și cazul fostelor dumneavoastră firme care sunt controlate de oamenii dumneavoastră, că ați devenit un fel de broker de contracte și că ceilalți subcontractori, dacă vor să câștige un ban, devin subcontractorii dumneavoastră. Sau celelalte firme, dacă vor să câștige un ban. Hai să luăm lucrurile pe rând. De multe ori s-a spus despre mine... L-ați auzit asta în piață? Așa este, da, am auzit acest lucru. Și sunteți de acord? Nu. De ce? Am să vă spun imediat. În primul rând, imediat după ce am terminat liceu, asta era în 97, eu am avut curajul să fac o firmă de IT. Știam, fusesem la concursuri, aveam colegii de la mine din clasă care lucrau cu mine și am hotărât noi să facem o firmă IT. Firma se chema Asesoft. După 10 ani de zile, în 97 nu exista niciun PSD la putere sau era Convenția Democrată, dacă mi-aduc bine aminte. Așadar, începuturile și starturile n-au depins și n-au avut niciodată legătură cu PSD-ul, ca să eliminăm această chestiune. Dar cu toate astea, foarte mulți oameni m-au sprijinit, începând cu primarul de atunci din Ploiești, domnul Horia Toma și mulți alții. Îmi fusese profesor de fizică. Care mulți alții? Exista la momentul acela o serie de lideri în Ploiești și în Prahova. Eram destul de mic. Câți ani aveați? Păi 18, evident. 18-19. Și probabil că au simpatizat cu un tânăr care începea o afacere și în multe locuri. La Rom Telecom, în fiecare loc, cu mici contractele foarte mici, am fost ajutat. Așa ce erau anii 90. Anii 90, faci aminte, de ei erau oarecum strange, totul se întâmpla așa, dacă cunoșteai pe cineva, neapuiul de la Rom Telecom. Dacă nu cunoșteai pe nimeni, nu pupai nicio afacere cu stat. Am avut ocazia încet să mă cunosc cu foarte mulți oameni. Dar de unde aveați dumneavoastră cunoștințele astea la 18 ani? Eu la 18 ani nu știam pe nimeni în stat. În timpul liceului m-am apucat să fac cărți de vizită. Încercam să câștig niște bani, scrieam niște programele și așa am ajuns la diverse firmulițe unde prezentam micile mele invenții și produse. Și încet, încet am fost recomandat de la un director la altul și ceream aceste contacte. De curiozitate, părinții dumneavoastră, Maria și Petre Ghiță... Nu sunt general sau colonel sau în armată sau... Dar ce faceau ei? Sunt... Pe vremea lui Ceaușescu, sunt cu ce se ocupa? Sunt ingineri. Mama mea a lucrat la ICTR. Dar de ce a spus așa direct? Nu sunt general sau... Pentru că am văzut că acuzațiile conform că... Eu nu v-am acuzat de nimic, dumneavoastră v-ați apărat. Am văzut în presă. Așa am simțit așa. Nevoia. Așa. Conform căruia taică mi-a lucrat în armată și... Tatăl meu era inginer în cadrul armatei și se ocupa cu calitatea produselor petroliere din rafinării. Oho! Da, și oho. Cred că... Mă gândesc că e grav. Nu. Mă gândesc că era o meserie destul de interesantă care se mai leagă și de ce ați făcut după aceea. Da. Nu se leagă. Taică mi-a demisionat după aceea, prin 92-94, când au început restructurările și nu a mai revenit în cadrul armatei. Iar maica mea a fost inginer la Institutul de Cercetare, nimic spectaculos, dar... Tot în domeniul petrolier. Erau niște produse petrochimice, dacă mi-aduc bine aminte, creme, tot felul de minuni din astea. Iar nimic spectaculos și nimic ce a mai continuat după Revoluție. Dar m-am mulțumit familiei mere mereu, cred că s-au chinuit să mă educe, să mă trimită la școală, au avut chiar eforturi. Nu intenționam să-mi termin facultatea dacă nu mă băteam maică-mea la cap și bine a făcut. Pe domnul Păltânea, fostul comandant al unității SRI Prahova, comandant pentru condamnat ulterior pentru legături cu mafia petrolului, implicat în afacerea Jimbolia, coinculpat în dosarul Tracea Asesoft, când l-ați cunoscut? Nu l-am cunoscut, l-am văzut doar de vreo două ori, în trecere. În trecere, pe unde trecea el, pe unde trecea dumneavoastră. Trotuar, așa. Odată își cumpăra, nu știu ce, mașină de spălat dintr-un magazin și... Treceați pe acolo? Nu treceam pe acolo, îmi cumpăram și eu și mi l-a prezentat cineva, mi-a spus, uite, dânsul este domnul... Păltânea. Și după aceea l-am mai văzut o singură dată după ce încheiase conturile și treburile cu Serviciul Român de Informații și după ce fusese condamnat, cred, tot așa... ne-am intersectat din întâmplare. Așadar, nu-l cunosc. Tot timpul din întâmplare cu ăștia, să știți, niciodată nu-i ceva programat. Pe alții cunosc. Johnny Popescu? Îl cunosc. Fostul adjunct SRI?
Îl cunosc, dar l-am cunoscut în București. Tot așa a întâmplat. Mult mai târziu. Tot pe la o mașină de spălat, la o prezentare. Nu, mi l-a prezentat cineva. La un eveniment. Au avut vreun rol în încurajarea afacerilor noastre? Încă mai suspectez că domnul Păltâne a avut un rol negativ. În ce sens? Cred că nu am fost... Dânsul se ocupa de Prahova, eu aveam o ascensiune destul de accelerată. N-am o dovadă directă, dar niciodată nu mi s-a părut că a privit cu ochi buni ascensiunea mea. Și în schimb domnul Popescu, să înțeleg, domnul Popescu, l-am cunoscut după 10 ani în București, n-avea nicio legătură cu începuturile mele. La un eveniment, pur și simplu, la un eveniment cu tehnică militară, cred. Nu mai mi-aduc aminte niciodată de bine. Lucrurile. Că a zis că puteți să mă întrebați. Tema asta, nu. Puteți să mă întrebați. Nu vreți să elaborați. Nu știu ce să vă spun foarte multe despre domnul Popescu, dar dacă îmi puneți întrebări, eu vă răspund. La 23 de ani aveați primul dosar, 23 sau 25, unde acolo, cred că 25. Da. Aveați primul dosar penal pentru contrabandă cu produse petroliere. Nu pentru aceasta aveam dosarul penal. Era un... Evaziune fiscală. Sau... Ce nici să făcea cu produse asta. Petroliere pe acolo? Nici Prahova. Măcar pentru asta. În Prahova ăștia, Păltânea și tot lotul ăsta, erau produse petroliere. Sunt mulți cei care spun că dirijau sau protejau această mafie. E condamnat pentru asta. Nu sunt mulți care spun. Omul e condamnat. N-am avut legătură cu subiectul. În schimb... am participat împreună cu un consorțiu făcut din niște firme americane, Honeywell, Emerson Process Management și AspenTech, la modernizarea unei rafinării. Știam și noi să facem o mică particică de soft, control avansat al proceselor. Erau niște programe care trebuiau adaptate și mai trebuiau scrise niște coduri acolo și am fost noi cei care am obținut participarea la acel consorțiu, eram destul de tânăr și într-un fel de nebunie așa de... astăzi aș putea să-i spun neatenție, am fost cel care m-am angajat că în măsura în care rafinăria nu va putea plăti banii acestui consorțiu, putem să încasăm acei bani printr-un fel de barter, se chema atunci. Cred că ăla este momentul în care a apărut acel dosar, pentru că nu toată lumea își dorea ca produsele petroliere să ajungă la British Petroleum, de exemplu. Mulți doreau să plece cu cisterne, să plimbe prin țară, să... Cred că acolo a fost o neatenție, iar acuzația a fost de favorizare a infractorului. Altfel spus, dacă n-aș fi făcut softurile alea împreună cu firmele mari, nu s-ar fi putut vinde acele produse, ceea ce e fals. Până la urmă, un număr destul de mare de judecători în diverse instanțe și complete, inclusiv la Înalta Curte, a considerat că sunt nevinovat în acel dosar. Iar acuzația, repet, a fost doar de favorizarea infractorilor. Dosarul ăsta acel s-a prescris. Faimos dosar. Aici n-a fost achitat. Asta e un dosar am fost achitat, care a stat amânat timp de 12 ani. Am fost achitat și s-a prescris. Am fost achitat la tribunal, am fost achitat la Curtea de Apel. În ceea ce mă privește, în Alta Curte, nu știu completul, dar în Alta Curte a scris negru pe alb. Achitările în ceea ce îl privește pe Sebastian Ghiță sunt menținute de Înalta Curte, dar dosarul, pentru că și ceilalți scăpau, dosarul trebuie rejudecat. Vă dați seama, la 25 de ani, ar putea să fi fost chiar mai repede. 23 de ani, să ai primul dosar penal, să intri în lumea asta complicată, cu softul, generali care te au la ochi. Nu m-am prins, nu mi-am dorit-o, dar s-a întâmplat. Nu mi-am dorit-o, dar s-a întâmplat. N-am știut că lumea e așa, cu generali, cu luat la ochi, cu... La 23 de ani, nu. Mai târziu am aflat. Dar după aia ați cunoscut pe foarte mulți și așa. Ei arată în felul următor. Acum începem poveștile un pic mai complicate. Vă rog. În 2012 ați candidat la Prahova, apăreați într-un afiș simpatic alături de președintele Consiliului Județean, îl cunoașteți foarte bine, sub sloganul... E un exagerat câteodată. Sub sloganul... Trebuie să vă spun... Să ne luăm România înapoi, ziceți-o, că nu e așa nu de complicat. Nu era sloganul sub care să am ne candidat. Luăm România... Ba da, ia afiș. Nu era... Sloganul era cu trai decent nu, și... Nu. Ne luăm România înapoi, e un afiș. Vă dau poza dacă vreți. Știu foarte bine afișul.
cred că în momentul în care a dorit să facă un pasaj rutier în colegiul meu, a pus acel afiș. Ne luăm România înapoi. Acum domnul Cosma, vă spun de ce mi-am adus aminte de sloganul ăsta, că se leagă de ce vă spun acum. Domnul Cosma a fost luat de DNA, înainte să-și ia România înapoi, după ce a câștigat alegerile, cam cu toată familia, cu domnul Vlad Cosma, cu doamna Andreea Cosma, fiica, fiu. Rețeaua, bine, în așa numit... Cunosc bine povestea, vă dați seama. În așa numit, nu trebuie să-mi o descrieți. Nu mă îndoiesc, dar acum o să vreau să îmi explicați un pic care era legătura dumneavoastră cu această familie. Rețeaua asta Păvăleanu și cu inculpații de acolo și cu firmele de acolo. Descrisă rețeaua Păvăleanu de procurori ca o rețea de evaziune fiscală, peste 30 de milioane de euro. 30 de milioane de euro. E o sumă. Pentru dumneavoastră nu prea mare... Este nimic, pentru mine nu, o sumă mare. Dacă ați dat 90 de milioane unei persoane fizice, înclin să cred că 30 de milioane, mică. Dacă dai unei persoane fizice împrumut 90 de milioane, de ce să fie mare 30? Nu înțeleg. Înseamnă 30% din ea. Da, 30% din ea. Deci pe cine a luat până la urmă? Înapoi. Dumneavoastră, România, dumneavoastră și domnul Cosma, sau România pe baroni și pe oligari? Începe să ia așa, înapoi. Nu e o plăcere să vezi oameni arestați, oameni cu probleme. Nu. Dumneavoastră păreți să trăiți o bucurie. Eu trăiesc o bucurie de câte ori se curăță ceva din putregaiul celor 20 de ani așezat stratificat pe politica românească și vă dați seama că așteptările generației mele, care în parte se suprapune cu a dumneavoastră, astea sunt. Să se occidentalizeze, să se curețe România. Cred că toți ne dorim lucrul ăsta. Nu pare. Dumneavoastră nu sunteți așa de satisfăcut de pildă. Adică remarcați oarecum condescendent, dumneavoastră păreți așa satisfăcut. Și eu vă spun, da, sunt satisfăcut, dumneavoastră nu sunteți. Nu sunt satisfăcut de satisfacție. Sunt satisfăcut că se întâmplă, dar nu sunt satisfăcut de satisfacția unora. Adică, păi de ce să nu fiți? Ce are? Nu e o satisfacție sinceră, așa, nu e o bucurie firească după atâția ani de băltire ilieșciană și... Așa am învățat eu la mine în familie. Că nu e bine să te bucuri de rău altuia. Asta e o vorbă de... Nu dă mână. N-avem de ce da mâna. Pentru că mi-ați ghicit gândurile, da. În referatul DNA apare stenograma unei convorbiri între interlopul Răzvan Alexe, inculpat în dosarul ăsta, și Adrian Alexandrescu, funcționar în CJ Prahova, convorbire în care Alexe susține că un anume Ghiță a țipat să fie trimise mașini de dezăpezire într-o localitate afectată de nisori. Vă reproduc și dialogul, dar n-are rost. Îl știu foarte bine. Îl știți. Era vorba de dumneavoastră? Da. Ați țipat la Răzvan Alexe? N-am țipat la Răzvan Alexe. I-ați telefonat? Nu, am vorbit cu altcineva. Dacă vă uitați în conversație, Răzvan Alexe spune că am țipat... Dar Alexe, Răzvan, dar dați-i un telefon lui Rebelis, țipă Ghiță, la Ștefănești, Berta, e nenorocire. Am trimis eu două mașini de-a lui Cone acolo. Păi dacă mi-a dat telefon Ghiță, mie personal, zice Răzvan Alexe. Să zic chestia, ce vrei să fac acum? Să nu trimit? Deci îl cunoașteți pe Răzvan Alexe? Personajul Răzvan Alexe este un personaj destul de cunoscut în Ploiești sau în Prahova. Îl cunoașteți? Da. Cum l-ați cunoscut și pe Răzvan Alexe? Îl mai dubios ați cunoscut până acum. Mă rog, vă cunosc și pe dumneavoastră și nu cred că sunteți dubios. Nu. Păi, cam cum vă cunosc pe dumneavoastră, cam așa îl cunosc și pe Răzvan Alexe. Nu mă cunoașteți în sensul că nu îmi dați telefon să țipați. Îi sunați pe alți colegi de-ai mei să țipați la mine până ei. Dar nu direct. Nu se întâmplă chiar așa. Ba da, vă spun eu mai încolo cum s-a întâmplat. Deci, dacă vreți, cu Răzvan experiența. Cu Răzvan Alexe... Deci îi cunosc pe acești oameni. Cunosc ce s-a întâmplat în acel dosar. Rețeaua nu este rețeaua Păvăleanu, este o rețea de furat taxe și de extras bani cash din bănci a unor mafii din București. Ale cui sunt mafiile astea din București? Rămâne să descopere procurorii, cu surprindere. Dar de unde constant. Dar sunt ale unor mafii din București? Pentru că m-am interesat de caz. Și? Iar cei mai mulți bani din cele 30 de milioane vin de la firme din București. Iar, ale cui sunt aceste firme? Nu știu numele. Spus că v-ați proprietarilor. Știu numele firmelor, sunt trecute toate în rechizitoriu. Uh-huh. Firmele din București au pompat în această rețea, iar unul din capete era acolo în Ploiești, poate peste 30 de milioane, nu știu bine. Mă surprinde că nu încep procurorii să se uite exact de unde vin banii. Chestiunea din Prahova. Dar de unde știți că sunt mafii din București? Că nu păi am toate... spus așa dintr-o dată. Dacă erau tot firmele lor. Domnul Tapala, în rechizitoriu apar
zeci de firme, da, știu, peste asta, 100, dintre care dacă erau ale lor. 20 sunt ale constructorilor din București. Deci v-ați uitat ale cui sunt. Sigur că da. Și 80 sunt firme destul de cunoscute, 20 sunt ale constructorilor din Ploiești, uh-huh, iar 80% sunt firme, unele destul de cunoscute, din București. Uh-huh. Okay. Și asta mi-a stârnit curiozitatea, uh-huh, și uitându-mă pe rechizitori am constatat că cea mai mare parte a banilor venea din București, uh-huh, și erau bani spălați pentru cei din București. Dar cine erau oamenii ăștia? Nu știu care sunt proprietarii firmelor, dar... Îi ziceați că v-ați interesat? M-am interesat de firme și de unde sunt ele. Dar sunt convins că puteți afla foarte ușor cine sunt cei din București care spălau bani. Păi uite, vă întreb așa. Susțineți că firma Glar Construct din Ploiești, implicată în și în alte scandaluri, nu vă mai aparține. Dar da, cum explicați totuși că toate veniturile acestei companii sunt transferate către grupul Asesoft, controlat de firma dumneavoastră printr-un offshore din Cipru, Mina Sea Holding, în care apare cumnatul dumneavoastră Ciprian Anastasescu. Uitați aici, dacă doriți, niște hârtii. Mina Sea Holding, domnul Anastasescu. Dacă puteți explica. Sigur că da. În primul rând, fără să am toate informațiile, cred că domnul Anastasescu este acționar direct acum la firma, da, Asesoft. Nu cred, uh-huh, că mai are niciun offshore. Offshore-urile, ce a venit să se ducă în offshore prima dată? Offshore-urile au apărut cu mult timp înainte să se vândă diverse părți din grupul Asesoft și țineau de, pe de-o parte, o nevoie de a aduce mai multe firme împreună pentru putere financiară mai mare. Dar ce nu le-ați adus în România? Pe de altă parte, exista o anumită presiune din partea băncilor care vedeau diverse firme ca un grup de firme și existau probleme cu creditarea. Și atunci toți acționarii au luat această decizie. Dom'le, hai să facem un holding. La noi în România nu există o lege de tip holding. Uh-huh. În Cipru există. Așa au gândit atunci. Între timp, fiecare și-a luat firma pe numele său și s-a închis această discuție cu offshore-urile. Nu a existat, n-a existat niciun ban care se ducă din România în vreun offshore, în Cipru sau în altă parte. Da, repet, toate veniturile Glar Construct și vă spun ce legătura, imediat, de ce fac legătură cu firma asta. Imediat o să vă spun. De ce toate veniturile acestei companii sunt transferate către Asesoft? Unde e cumnatul dumneavoastră? În primul rând, cred că trebuie să întrebați pe ei. Doi, vă întreb pe dumneavoastră pentru că, repet, știu și eu ce fac, știu ce se întâmplă în trecut și cred că vă pot da un răspuns. Da, așa. Și acum nu știu sigur 100%. Uneori mai știu. Nu pot să vă spun 100%, dar de multe ori aceste firme aveau împrumuturi de la unele la altele sau lucrau împreună, aveau asocieri, lucrau împreună în parteneriate, deci nu e nimic dubios sau spectaculos faptul că își plăteau bani de la unii la alții sau că se sprijineau financiar și apoi își returnau împrumuturile. Știți de ce? Încă de pe vremea domnului Blejnar, firmele astea au fost atât de ultra, super, paracontrolate, încât mă îndoiesc că scăpa domnul Blejnar vreun lucru necurat pe care să nu-l speculeze pentru a închide firmele și pentru a le distruge. Adică, dumneavoastră a spus așa, mă întorc la ce mi-a spus că e interesant, vă rog, încerc să explic publicului, celor care se uită, de ce pun aceste întrebări. A spus că toată rețeaua asta pe Văleanu, de fapt, era controlată de mafii din București, nu, de ei, firme din București. Ei păreau să lucreze după, uh-huh, un model bine împământenit în București. Și după, da, părerea mea, erau niște mici excroci. Sunt legături care duc și spre firmele legate de companiile dumneavoastră. Mergem un pic mai departe. Firma Glar Construct, asta despre care vorbim, că vira bani în Asesoft, da, a obținut, și nu știu de ce vira bani ăștia în Asesoft. Se poate verifica în documentele financiar contabile. Consultanță, probabil. Nu cred. Firma Glar Construct e o firmă de construcții. Construcții. Deci, consultanța era pe Coneco. Toarnă betoane, fac tot fel de lucruri. Glar Construct a obținut un împrumut bancar garantând cu un contract încheiat și cu firma Conti S.A., anchetată pentru spălare de bani și evaziune în dosarul Cosma Păvăleanu și conectată la afacerile deputatului Vlad Cosma. Sunteți prieten cu el. Îl cunosc și pe fostul patron de la Conti. Uh-huh. A fost un coleg de-al meu de liceu cu 2 ani mai mic. Și îmi pare rău că a ajuns în situația aceasta. Și de el vă pare rău? Să nu te bucuri de rău altuia. Nu e vorba despre asta. Mamă, e un tip, asta e vorba. Este un tip educat, un tip deșteptuț, cred, uh-huh, că, și care muncea. Avea o firmuliță mică, destul de bună.
Eu lăsase tatăl lui, care a murit și cred că a greșit, n-a fost atent, n-ar fi trebuit să ajungă în situația asta. Să știți că eu mă bucur de rău altuia atunci când rău altuia înseamnă un mare rău pentru societate sau un rău pentru mine. Știți? Atunci când rău altuia cred înseamnă un caz, nu mă bucur. Cred că exprimarea corectă ar fi că dumneavoastră considerați că e drept, nu că vă bucurați. Nu. Și asta e ok. Bun. Asta e ok. Încă o întrebare. Firmele fondate de dumneavoastră, Sebastian Ghiță, respectiv firmele Asesoft Internațional, Timnet, 2K Telecom, Acces Net Internațional, au virat peste 8 milioane de lei. 8 milioane de lei în firma ConecoServ, care nu are alte activități decât relațiile cu firmele astea. Nu cunosc foarte bine această firmă, dar din câte mi-aduc aminte, pentru că de ce a existat discuția. De ce au fost viramentele astea către ConecoServ? Investigată și ea pentru spălare de bani și evaziune în dosarul Cosma Păvăleanu. Din câte știu eu, această firmă este firma care construiește suporții pentru telecomunicații, nu doar pentru cei din grupul Asesoft sau pentru 2K, ci și pentru alte companii. Companii mari din telecom din România. Așa că... Deci construiește suporți inclusiv, ziceți, pentru dumneavoastră și de asta ați fi virat cei 8 milioane de lei. Atât cât știu eu. Cred că sunt o firmă de construcții metalice cu zeci de angajați sau sute. Nu cunosc foarte bine firma, dar nu este o firmă care face parte din grupul nostru. În schimb, nu este nicio firmă fantomă. Este o firmă care chiar lucrează. Ea nu e o firmă fantomă, însă procurorii suspectează că 5 milioane de lei din firma asta au plecat spre firmele Cadoc Interprest, Rokiko, Last Line, Narsam Invest, SNS, Vizard, în care s-au acumulat sute de milioane de lei, bani proveniți de la companii care derulează contracte publice sau pe fonduri europene, ori sunt implicate în scandaluri răsunătoare, nu. Ori aparțin unor demnitari USD, ministrul IMM-urilor Florin Jeanu. Da. Explicați-ne un pic toate astea, că nu prea înțeleg. Aveți vreo legătură cu societățile pe care procurorii le consideră fantome, astea absolut pe care le-am numit? Nicio legătură. Nicio legătură. Pe de altă parte, vreau să vă spun că toți ne încălzim sub același soare. Ploieștiul este un oraș mic și dacă te uiți cine, cui a plătit, când a plătit, s-ar putea să găsești 500 de euro care au plecat dintr-o firmă, au curs prin 7 firme și au ajuns nu știu unde. Adică... Te iau securiștii la ochi repede, cum crești un pic. Da, la se întâmplă. Mă rog, asta se întâmplă în 1997 acum sau 98. Sper că nu. Documentele interne de garanții bancare ale firmelor 2K Telecom și Asesoft Internațional au fost autentificate la biroul notarial al Andrei Cosma, fiica lui Mircea Cosma, ambii anchetați penal pentru fapte de corupție. Nu cred că e ceva ilegal în a autentifica niște acte. Vă spun de ce vă întreb toate astea. Nu trebuie să vă disculpați. Vă spun de ce vă întreb. Vă rog. Cum se face că vă învârtiți exclusiv în zone în care găsim interlopi, oameni cercetați penal, suspectați de evaziune fiscală, de sute de milioane cred de lei și totul a început la 25 de ani. Cred cu că aceeași folosiți poveste. Foarte ușor cuvintele. În momentul în care spuneți exclusiv, în momentul în care spuneți exclusiv, generați percepția că eu nu mă întâlnesc decât cu oameni din aceștia. Mă întâlnesc cu tot felul de oameni. Cu bun, tăiați exclusiv. Tot felul de a fost o exagerare. Da. Mă întâlnesc cu oameni care n-au avut niciodată probleme cu legea. Dar cum se face că vă oameni care în... în trecut nu, sau nu, acum, nu vă întâlniți așa pe stradă ca la întâlnirea cu mașina de spălat. Hai să-ți prezint o mașină de spălat, deși e comic așa că mă gândesc. Așa s-a întâmplat. Dacă nu vă cred, vă dați seama. Nu mă credeți. Nu vă cred iarăși că întâmplător v-ați întâlnit cu tot grupul ăsta, pentru că vedeți tot ce am descris până acum, tot ce am descris. Eu pe domnul Cosma îl cunosc foarte bine, era președintele Consiliului Județean. Tot ce am descris până acum este o rețea de oameni care se cunosc foarte bine, care au încredere unii în alții. Știți în general că oamenii pe lumea asta se cunosc? Care au încredere unii în alții, fac afaceri împreună. N-aș putea spune nici că domnul Cosma ar avea încredere în vreunul dintre cei de care ați vorbit, gen Alexe sau Păvăleanu sau oameni de genul ăsta. Ei, cum nu? Uitați, credeți-mă că părerea mea este că, din păcate, la 70 de ani a ajuns amestecat într-o astfel de chestiune care, în care main-ul, principalele sume fraudate nu veneau din anturajul domnului Cosma. Și că... Îl considerați nevinovat în sinea dumneavoastră. Sigur că instanța va spune dacă e vinovat sau nu, dar dumneavoastră cum îl percepeți? Ca pe un om corupt? Ca pe un lider corupt? Cred că, sau nu? Cred că a fost o persoană neatentă la relațiile copiilor.
și în ciuda tuturor sfaturilor și discuțiilor avute, n-a reușit să-și convingă copiii să se depărteze de acest anturaj, pentru că altfel n-ar fi fost afectați. Alminter, domnul Cosma, sfânt. Domnul Cosma nu e nici mai bun, nici mai rău decât orice alt președinte de Consiliul Județean din România. Baron, cum ar veni. Dacă vreți să-i numiți, dur, dacă vreți să-i numiți veche. Așa, e un tip de 70 de ani. A muncit 30 de ani pe vremea Ceaușescu și a mai muncit și 20 de ani acum. A făcut și bune și rele. Este un tip, totuși, cu o inteligență, m-aș spune, peste medie. L-am cunoscut încă din anul 2000. L-am convins să facă un sistem informatic pentru tot județul, chestiune destul de avangardistă. Și pe el l-ați convins. Am și ajuns la DNA pentru chestiunea asta. Și pe el l-ați convins. Da, din convins. Privire, așa, deci nu... E funny povestea. M-am dus, am... prezentat o mașină de spălat. Ciocănit la ușă, mi-a spus, tinere, revină peste un an, abia am ajuns președinte Consiliul Județean. N-avem multe pe aici prin județ, lasă-mă cu tablourile tale și informatică. Uh-huh. După un an m-am dus din nou, exact după un an. Uh-huh. A remarcat, a zis, e interesant că ți-ai adus aminte și că ai venit exact după un an, pentru asta te las să faci o prezentare directorilor. Mă rog, m-am chinuit destul de mult, mi-a luat 4 ani de zile până să reușesc să pornesc acest proiect. Proiectul, din păcate, a fost oprit și e reluat acum pe bani europeni.